Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și să nu ziceți că nu se mai întâmplă nimic la CFR, așa cum am auzit că aveți obiceiul. CFR, nu se întâmplă nimic. Uite, panică! Marți seară, printre pasagerii unui tren Regio, astea sunt fostele personal, care a plecat din București către Craiova, trenul a rămas fără frâne la scurt timp după ce a trecut de localitatea Titu. Și probabil că fără frâne a atins îngrozitoarea viteză de 30 de km pe oră sau ceva. Erau cam 100 de pasageri, mulți au suferit atacuri de panică din cauza acestui moment, nu că nu și-ar fi dat seama. Dar contextul a fost de așa natură încât au fost informați că a rămas fără frâne trenul. Pe principiu oprește naie bamporul. Iată. Deci panica, îmi place știrea. Știrea este transmisă de colegii de la știrile Pro TV. Zice așa, citez. Panica s-a instalat în trenul De Zero. Cum? În momentul De Zero. Numele așa trenului se cheamă sau? Da, trenul are nume. Cum au avioanele la noi, știi? La avioanele cu Timișoara. Sovata alea. Da. Săracele avioane. Și asta de la cei De Zero? De Zero. De la De Zero. De la dorință. Da? A, și Ro, De Zero și Ro. Da, e o combinație acolo. Într-un cuvânt, De Zero. Am înțeles. Nu știu dacă este de la De Zero. Poate e De Zero. Deci, trenul... panica s-a instalat în trenul De Zero, momentul în care mecanicul a alertat călătorii că trenul nu mai poate frâna și nu vor mai opri stația următoare. Aici a fost treaba, că altfel ei săraci nu s-ar fi prins. Vedeți? Dar cum e fie, pe ce tăi fi alertat? Păi, cred că era panică maximă. E un tren de la tip săgeată albastră. Acum noi glumim, probabil că mergea mai tare. Și astea sunt niște trenuri așa, nu știu cum să spun, gen tramvai. Adică ai avantajul că poți participa direct la momentele de confuzie ale conductorului, e ca Need for Speed. Da. Practic vezi ce se întâmplă în cabină și conductorul a deschis ușa de la cabină și ar fi urlat la conductorul de bilete, care era în capătul ăli lantul, adică două vagoane mai în spate, trei vagoane. I-a cerut să tragă, să acționeze el frâna de urgență. O principiu, nașule, trage frâna de urgență, că eu îi dau pompe aici și nu merge, nu mai prinde sapotul. Și toată lumea a aflat că nu mai sunt frâne în tren. Nașul s-a panicat și el, că n-avea, nu știa ce să facă. Asta era problema, da. Că ăla întreba, nașul întreba unde e frâna de mână. Exact, unde e frâna de mână să trag de ea. Și înțeleg că întreba și pasagerii. Da. Știe care fapt unde e frâna. A fost filmul ăla cu Denzel. Știi? Nu. Cu trenul. Cum? Trenul scăpat de sub control cu Denzel Washington. Când Denzel. El tot și până la urmă reușise să-l oprească, că la mergea repede. Da. Și oamenii, dacă s-au uitat la film, poate au mai remarcat pe acolo de ce trăgea Denzel, că Denzel a tras de multe frâne până a reușit să oprească trenul. Asta e ca tramvaiele alea care nu au spațiu de întoarcere. Știi? Are cabină într-un capăt și cabină în celălalt. Și în cabina de în față, ăsta, conductorul striga la nașul, care era mai pe la spate. Da. Trage matale, că ne prăfrână, că ne prăpădim. Dar unde-i frâna? Că trag, știi? Și o pasageră intervievată ulterior declară, citez, efectiv, nu știa, adică nașul, nu știa unde e frâna de mână. Ne întreba pe noi unde e frâna de mână. Ca și cum, nu mi se pare normal. După care continuă, am plasa jumulită, am trecut prin momente de groază. Băi, asta nu ce sens? Deci s-a julit sacoșa. De la nervi a tras de ea, ce a făcut? A dat cu ea de nervi. Ce are plasa? Eu credeam că eu nu mai pot cu inima. Era să am albit. Nu, am plasa jumulită. Cred că s-a creat un meleu acolo. Da. Altă doamnă, zice, a sărit printre noi. La un moment dat, conductorul... Exasperat că băi, ești total neprofesionist. Dă-te la o parte. Da. A sărit printre noi, ne-a spus să ne dăm la o parte și să-i acordăm culoarul liber. Știi, oamenii când vorbesc în fața unui microfon... Simt nevoia să folosească cuvinte prețioase, da. Acordați-mi, vă rog, culoarul liber, că ne prăpădim. Deci, să-i acordăm culoarul liber ca să poată să ne salveze. Deci, având în vedere situația, vă rog să-mi acordați culoarul liber, deoarece doresc să vă salvez. A trecut dintr-o locomotivă în alta ca să poată să ne salveze. Trenul s-a oprit în cele din urmă, la circa 300 de metri de gara Golești, pentru că dacă nu se oprea, mergea mai departe, presupun. Mie mi-a plăcut și declarația nașului. Da. Ai văzut că a zis, a plecat cu frâna stricată. Eu am zis că nu trebuie să pui. Adică ăla, știi? Da. Și uite, ne scrie acum un ascultător, zice că De Zero este un anumit tip. Deci nu e numele garniturii. E modelul. Cum e Solența. Înțelegi ce zic? Model De Zero. E modelul de tren, da. De Zero. Bun, acum sigur, suntem alături de... Este o măgărie îngrozitoare ce s-a întâmplat acolo, trebuie făcută, se face o anchetă, evident...
suntem alături de pasagerii respectivi, dar bine că nu s-a întâmplat nimic, că dacă nu s-a întâmplat nimic, putem glumi, slavă. Evident, da. Cred că mai era panică și în gara unde trebuiau să ajungă. Că ajungeau ăștia prea devreme. Da, prea devreme cu ce? Un minut? Păi nu, păi stai, păi luase la vale trenul, înțeleg că avea viteză. Păi se mai duce cineva la gara la ora la care e anunțat trenul? Adică în țara asta în care se întârzie, nu vorbesc serios. La cât ai tren? La 4? Hai că am și eu pe la 8. Da, până la 4 jumate, 5 putem să mergem. E ca la petreceri, știi? Nu te duci când e anunțat. Să fii primul. Să fii primul la gara, dar prostul că și așa nu vine nimeni la ora aia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.